Săptămâna trecută, reprezentanții medicilor de familie au avut o întâlnire cu ministrul Sănătății, ministrul Muncii și ministrul de Finanțe pentru a-și prezenta viziunea asupra organizării în România a segmentului de medicină de familie. Astfel s-a aflat faptul că nu Ministerul de Finanțe este cel care ia decizii referitoare la împărțirea bugetului pentru sănătate, ci reprezentanții Casei Naționale de Sănătate. Pentru prima dată s-au întâlnit reprezentanții medicilor de familie cu reprezentanța Ministerului de Finanțe. Cu această ocazie au aflat că bugetul și împărțirea banilor alocați Casei Naționale de Sănătate se face exclusiv de către Casa Națională de Sănătate. Deci nimeni nu intervine în acea împărțire a banilor la Casa de Sănătate. Deci ceea ce tot spunea Casa de Sănătate de Ministerul de Sănătății sau Ministerul de Finanțe nu le dă voie, este o minciună. Anul acesta, pentru prima dată, la această rectificare de buget, medicina primară a primit o rectificare pozitivă în valoare de 73,9 milioane de lei. Aceste întâlniri între reprezentanții medicilor de familie și factorii decizionali care hotărăsc soarta sistemului românesc de sănătate vor continua până la rezolvarea eficientă și echitabilă a problemelor. Este un început, este puțin, dar este un început și s-a constatat că există o deschidere din partea Ministerului de Finanțe, a Ministerului Sănătății, a Ministerului Muncii, astfel încât și medicina de familie, medicina primară, să nu mai fie oaia neagră a sistemului. Mai sunt multe de modificat din punct de vedere legislativ, astfel încât munca de convingere a autorităților despre importanța medicinii primare va continua. Medicii de familie au atras atenția că este nevoie ca guvernul să elaboreze un act normativ care să actualizeze procentul de plată a gărzilor pe care le fac medicii de familie în centrele de permanență. În prezent, gărzile sunt plătite prin contract suplimentar cu Ministerul Sănătății la nivelul anului 2009, când au fost reînființate centrele de permanență. Referitor la gărzile efectuate de medicii de familie în centrele de permanență, acestea sunt plătite la același nivel ca în 2009. Ordonanța prin care s-a mărit gărzile, plata gărzilor în spital de la valoarea din 2009 actualizată la 2016 nu se aplică gărzilor efectuate de medici de familie din centrele de permanență. De aceea am spus că activitatea și lupta de convingere a autorităților că și medicii de familie prestează activitate în gardă și o activitate la cabinetele medicale importantă pentru întreg sistemul de sănătate. Și că fără medicii de familie întreg sistemul s-ar prăbuși, va continua. Este nevoie, în opinia medicilor de familie, ca Parlamentul să revizuiască actele normative care reglementează sistemul de medicină de familie. Se merge pe modalitate de convingere, de discuții, de negociere, atât cu Ministerul de Finanțe, cu Ministerul Muncii, cu Ministerul Sănătății. Avem deschidere din partea Ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, care a spus că înțelege activitatea și are toată disponibilitatea de a asculta și de a implementa acele măsuri care vor duce la eficientizarea activității în întreg sistemul de sănătate. Iar pentru realizarea acestui obiectiv trebuie avut în vedere faptul că medicina de familie rezolvă 80% din cazurile din întreaga paletă de servicii medicale. Trebuie înțeles că în zonele rurale, medicina de familie este singurul serviciu accesibil întregii populații. Deci trebuie mers pe acest dezvoltarea
acestui segment al sistemului de sănătate, astfel încât întreg sistemul să fie eficient. Medicina de familie în România rezolvă peste 80% din problemele sistemului sanitar românesc și o alocare bugetară corespunzătoare ar conduce și mai mult la scăderea cheltuielilor din spitale, reducându-se banii cheltuiți pentru rezolvarea unor probleme care acum se fac cu bani mai mulți în spitale, chiar prin internările de o zi.